Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. Așa că îi spunem bun venit domnului Ștefan Iluțan, pastor la Biserica Creștină Baptistă Providența din Oradea. Ștefan, bine ai venit la noi emisiune. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Cred că este prima dată când stăm față în față în studioul nostru și îți mulțumesc pentru acceptul de a face această emisiune împreună. O emisiune în care doresc să te provoc cu o temă, a spune eu, destul de interesantă, provocatoare, și anume vom vorbi astăzi despre voia omului versus voia lui Dumnezeu. Cred că încă de la începutul omenirii această, să spun, luptă între ceea ce a însemnat voia firii pământești, a omului, a lui Adam, și ceea ce Dumnezeu a decis, voia lui Dumnezeu, s-a văzut în grădina Eden și lupta aceasta este până în zilele noastre. O vedem în viețile noastre, practic zi de zi avem de a face de, să spunem, de reprize din această luptă. Așa că împreună cu tine vreau să înțelegem, în primul rând, care este voia lui Dumnezeu, cam care de obicei este voia omului și, bineînțeles, cum se poate rezolva lucrul acesta sau dacă se poate rezolva. Cum ți se pare tema? Tema e una foarte interesantă, foarte prezentă. Cred că între întrebările pe care le primesc și pe care le primim în general, de la tineri, de la cei mai în vârstă, top 5, pe primul loc, ar fi cea legată de voia lui Dumnezeu. Oamenii sunt preocupați să afle voia lui Dumnezeu. Există punctul acesta de tensiune între voia noastră, voia lui Dumnezeu, cât din ceea ce fac, cât din ceea ce urmează să decid, cât din ceea ce aleg este voia mea sau este voia lui Dumnezeu. Rămâne pentru foarte mulți dintre noi o mare provocare în a descoperi voia lui Dumnezeu. Sigur, este un lucru extrem de complex, pentru că vorbim de diferite nivele, dar întrebarea și tema este una extrem de complexă și extrem de interesantă. Hai să vedem, Ștefan, pentru că în momentul în care încercăm să discutăm despre voia omului, despre voia oamenilor, a fiecăruia dintre noi, cred că mai bine ar fi să începem să vorbim puțin despre voia lui Dumnezeu. În care e voia lui Dumnezeu, de fapt, standardul la care ar trebui să ajungem fiecare dintre noi și apoi vom vedea care sunt acele voi ale noastre, ale pământenilor. În primul rând, care este voia lui Dumnezeu sau care a fost voia lui Dumnezeu și care este voia lui Dumnezeu pentru ființa umană? Uite, am citit de curând în una dintre cărțile pe care le-am primit ca recomandare a unui filozof și teolog, Jacques Ellul. Cartea se numește Subminarea creștinismului. Am văzut că a fost distribuită, chiar eu am recomandat-o și în mediul online și mai multor prieteni. Și într-un fragment el abordează exact lucrul ăsta și spune că tensiunea inițială, tensiunea dintre om și Dumnezeu la început nu a fost atât pe dacă să cunoaștem sau să nu cunoaștem binele și răul, ci mai degrabă și el clarifică aspectul ăsta și spune, mi-a plăcut așa de mult, spune așa, tensiunea a fost cine să hotărască ce este bine și ce este rău. Rămâne Dumnezeu cel care e factorul decizional, cel care spune ce este bine și ce este rău, sau omul, și prin gestul pe care omul l-a făcut a fost să-și ia în sarcină, să-și ia asupra lui sau să-și ia în dreptul lui acest drept, acest prerogativ de a spune ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și generații la rând, tot ceea ce avem de la început încoace este efectiv această tensiune și luptă între cine hotărăște, voia mea sau voia lui Dumnezeu, voia noastră sau voia lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte în momentul în care am citit lucrul ăsta de, cred, o ilustrație pe care am citit-o și spuneam felul următor. Dacă vrei să, de exemplu, cineva imagina viața noastră ca fiind o mașină care călătorește pe un drum destul de lung și acum suntem obișnuiți cu călătoriile, ce se întâmplă în mașină, o familie, cum dai din drum o astfel de mașină, vorbind despre încercările celui rău? Poți să pui diferite obstacole în drum, poți ca să cauzezi o coliziune cu, din nou, anumite obstacole, dar spunea persoana respectivă, cel rău are o tactică mult mai perfidă, și anume,
ia copilul și îl pune la volan. Când iei copilul și îl pui la volan, ești mai mult ca sigur că urmează o coliziune. Și e o chestiune din interior. Într-o oarecare măsură, exact asta s-a întâmplat. Copilul a fost cel care a luat în dreptul lui volanul, conducerea, frâiele, într-un asemenea mecanism mult mai complex, care e istoria și viața. Cred că aici a fost punctul inițial de tensiune, locul din care s-au deschis și s-au declanșat toate celelalte. Acum, noi știm că Dumnezeu a răspuns până la urmă căderii acesteia, ruperea acestei relații, prin jertfirea propriului fiu, tocmai ca să alinieze această, să spunem, destinație inițială pentru om, să-l aducă oarecum pe drumul cel bun, cu Dumnezeu la volan, da? Cu Domnul Hristos la volan. Bineînțeles, fără să oblige pe nimeni, fiecare este dator să aleagă dacă își alege pe Dumnezeu ca să spunem, conducător al vieții sale. Dar există soluția. Asta este ceea ce e important, este că astăzi, când noi facem această emisiune, avem încă la dispoziție Harul lui Dumnezeu, care ne pune oarecum pe traiectoria corectă și avându-l ca pe Dumnezeu ca conducător al vieții, ca și conducător al vieții noastre. Ștefan, vreau să ne uităm puțin la un exemplu pe care Domnul Hristos l-a dat atunci când se adresa ucenicilor cu privire la rugăciune. Și spune la un moment dat în rugăciunea Tatăl nostru: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dumnezeu este stăpânul Universului. El conduce absolut întreaga lume, indiferent ce se întâmplă în Universul acesta, Dumnezeu este în control. Fie că ne place, fie că nu ne place, El este Cel care conduce. La nivelul ființelor cerești, la nivelul cerului, da, lucrurile nevăzute pentru noi astăzi, Dumnezeu spune că acolo se face voia Lui și știm că se face. La nivelul pământului încă suntem contrariați, suntem deranjat de tot felul lucruri care noi considerăm astăzi că nu sunt în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Și știm, în fiecare zi vedem, urmărim, suntem la curent cu tot felul de întâmplări care practic sunt contra voia lui Dumnezeu. Asta o spunem noi în calitate de oameni care știm cuvântul lui Dumnezeu găsind în Sfânta Scriptură. Cum vezi tu alinierea aceasta, sau de fapt rugăciunea pe care noi ar trebui să o facem, rugăciunea domnească, este rugăciunea pe care fiecare creștin trebuie să o rostească. Este rugăciunea de bază, spune, al creștinismului, să ne rugăm pentru ca și pe pământ voia lui Dumnezeu să se facă. Este oare posibil sau va fi posibil să se întâmple lucrul acesta? Pentru că dacă ne uităm, vedem că inclusiv lucrurile rele care se întâmplă, ele se întâmplă cu permisiunea lui Dumnezeu. Da, e un lucru complex, dar în același timp nu cred că e un lucru ascuns de noi. Cel puțin, într-o bună măsură, putem să-l descifrăm. Ceea ce spui din rugăciunea Tatăl nostru, eu văd ca o balama între cele două planuri, între planul divin și planul uman. Pe de o parte, este o proclamare. Ucenicilor le este dat de către Domnul Hristos și prin ei și nouă această... N-aș zice neapărat poruncă, ci un model de rugăciune în care să spun și să o spun din toată inima: Doamne, facă-se voia Ta. Când spun lucrul ăsta, eu îl spun și ar trebui să-l spun, ca și credincios să spun, facă-se voia Ta, să-mi doresc din toată inima, ca o expresie a stăpânirii lui Dumnezeu, a felul în care văd relația cu Dumnezeu. Doamne, așa cum se face în cer, și citesc și exact cum ai spus, voia lui Dumnezeu este pe deplin împlinită în cer, cred eu că este pe deplin împlinită și pe pământ, pentru că dacă vorbim despre o voie suverană, dacă vorbim despre un plan suveran, în ceea ce privește din prisma acesta a planului suveran al lui Dumnezeu, voia lui se împlinește. E adevărat, e foarte interesant, sunt foarte interesante straturile. Dacă ajungem la voia permisivă, și poate că o să ajungem să discutăm un pic despre voia permisivă a lui Dumnezeu, voie în care noi avem un perimetru în care ne mișcăm și în dreptul nostru putem alege dacă să ne aliniem planului lui Dumnezeu sau dacă în ceea ce ține de noi, planul lui Dumnezeu va trece, să zic, pe lângă noi sau cu noi într-o opoziție
Dar planul lui Dumnezeu se duce până la capăt. Pentru mine asta e o mare bucurie și o mare încurajare, că ridicându-ne puțin în planul așa al meta-istoriei, vedem lucrul ăsta. Și o să dau, am câteva cazuri pe care, la care m-am gândit din Scriptură. Înainte de asta aș spune în felul următor, ca să revin la expresia pe care o spuneai din rugăciunea Tatăl nostru. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. În momentul în care Domnul Hristos rostește lucrul ăsta, sunt două lucruri pe care El le unește, pe care le aduce împreună, atât din învățătură cât și din trăirea Lui le spun. Unul este cunoașterea Lui Dumnezeu, doi este ascultarea. În această voia Lui Dumnezeu, voia Lui Dumnezeu nu se poate împlini, nu o putem împlini fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De asta ai spus că lumea luptă împotriva Lui Dumnezeu sau ceea ce se face este în dezacord cu voia Lui Dumnezeu. În ce sens? Păi e în dezacord cu caracterul Lui Dumnezeu. Tocmai și pentru că noi cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, cu cât îl cunoaștem mai mult, cu atât înțelegem dacă lucrurile pe care le vedem făcându-se sau în care suntem implicați sunt sau nu potrivite cu voia lui. Deci o latură, o parte a balamalei este cunoașterea lui Dumnezeu. Pe măsură ce creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, nu? Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui. O slavă întocmai ca slava singurului venit de la Tatăl, coborât de la Tatăl. Fiul ni l-a descoperit pe Tatăl. Îndemnul a fost, ușa a fost, nu? Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, nu m-ai cunoscut. Îndemnul a fost să-L cunoaștem pe Dumnezeu și mai apoi cealaltă parte, să-L ascultăm pe El. Și Domnul Hristos a legat intrarea în împărăție de ascultarea lui Dumnezeu. Cred că voia lui Dumnezeu are cele două componente care sunt inseparabil legate, cunoașterea și ascultarea lui Dumnezeu. Și pentru că am spus de un exemplu, uite, la un exemplu din Vechiul Testament, pentru că l-am avut înaintea mea cu câteva luni în urmă, apropiindu-mă o perioadă mai îndelungată când am pregătit un mesaj pentru tineri, Samson. Ce am observat în viața lui este că în niciun moment, cel puțin din ceea ce descrie Scriptura, în niciun moment preocuparea lui nu a fost ca să facă, zic, din descrierea Scripturii, voia lui Dumnezeu. Totul a fost despre el. Lui nu i-a convenit. El, lui i-a plăcut. Ia-mi eu când place. A fost vorba de răzbunare la un moment dat. Totul a fost despre el. Și totuși, Dumnezeu și-a dus planul cu el, și-a dus planul la împlinire. Asta spun despre voia aceasta permisivă pentru el până într-un punct. Mai apoi îl vedem în galeria marilor eroi. Fapt ce ne arată, într-adevăr, că viața lui a fost mai mult decât scrie în Scriptură, dar și că planul lui Dumnezeu, chiar deasupra ezitărilor noastre, se duce la împlinire. Când vorbim despre planuri și despre voia lui Dumnezeu aliniată, voia omului aliniată cu voia lui Dumnezeu, ne uităm la Domnul Hristos, care la un moment dat spune că atunci când se află în grădina Ghesimani, un exemplu foarte clar, și se apropie momentul răstignirii, momentul patimilor, da? Spune natura umană simte greutatea aceea, povara, și la un moment dat îi spune lui Dumnezeu în rugăciune: Doamne, facă-se voia ta, nu voia mea. Deci e o ascultare până la urmă. Domnul Hristos clar știa voia lui Dumnezeu pentru de ce veniți pe pământ și era problema aceea de ascultare. Iar ascultarea, bineînțeles, s-a făcut pe deplin și a și zis: facă-se voia ta precum nu voia mea. Deci, practic, omul ar trebui să îmbine cele două aspecte foarte, foarte... Și dacă ți-aduci aminte, în Cartea Evrei, îmi cer scuze că întrerup, în Cartea Evrei ni se spune că el a învățat să asculte prin ceea ce a suferit. Pe mine lucrul ăsta m-a îngenunchiat, nu știu ce, despre ce, cât, ce ar fi trebuit mai mult să învețe despre, dar cu siguranță că planul acesta uman, îmbinându-se cu cel divin, a dus într-un astfel de punct de tensiune despre care vorbeai. Pentru că Domnul Hristos oricum asculta de Tatăl, a ascultat inițial când a venit pe pământ. Absolut. Dar a mai învățat odată și natura umană ce înseamnă ascultarea de Dumnezeu. Practic, ca să ne fie de exemplu. Da, eu cred că ăsta e singurul scop pentru care a făcut lucrul acesta, ca să te demonstreze că și în calitate de om poate face ascultarea aceasta de plină. Și tot Cartea Evrei mai are o cheie pentru noi în ceea ce privește experiența Domnului Hristos. El a suferit toate aceste lucruri, a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat, ca să vină în ajutorul celor care sunt, să poată veni în ajutorul celor care sunt ispitiți. A trecut prin toate aceste lucruri, inclusiv prin testul acesta al ascultării, pentru ca noi astăzi, când ne confruntăm cu imposibilitatea, poate de multe ori, sau greutatea de a asculta voia lui Dumnezeu, să apelăm la El și puterea să vină în viața noastră de a împlini voia lui Dumnezeu. E, așa este. Hai să
Trecem puțin la câteva lucruri practice și o să discutăm puțin și despre voia lui Dumnezeu permisivă atunci când permite un anumit lucru să se întâmple. Dar începând cu lucrurile practice, mă gândesc întâi la un exemplu tot din Vechiul Testament și anume la ceea ce s-a întâmplat cu Iona. Vreau să spun de ce am ales să discutăm tema aceasta, pentru că voia lui Dumnezeu și voia omului întotdeauna are de-a face cu planurile omului și planurile lui Dumnezeu. Nu avem propria noastră voință, Dumnezeu ne-a lăsat liberul arbitru, da, face parte din, să spunem, din calitățile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, nu ne-a făcut niște roboți și în momentul în care avem propria noastră voință, putem să decidem pentru noi înșine, cu siguranță avem și niște planuri, niște direcții, niște dorințe, niște nevoi pe care încercăm de-a lungul vieții, în contextul în care Dumnezeu ne-a așa, să ni le împlinim și, bineînțeles, să ne fie mai bine, conform, să spunem, unor standarde culturale, locale, acolo unde suntem fiecare dintre noi. Vorbim practic și l-am luat pe... Hai să începem puțin despre exact practica practică în slujire. Știu că există voia lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții și o să discutăm mai multe aspecte, dar hai să mergem puțin la voia lui Dumnezeu în slujire. Iona este exemplu poate cel mai bun în zona aceasta a slujirii. Era clar, el avea propria lui părere despre poporul din Ninive. Da, era părerea lui, dacă se putea, i-ar fi terminat într-o clipită, dar Dumnezeu avea un alt plan pentru ei. Dumnezeu îi spune clar ce trebuie să facă, știe ce are de făcut, dar totuși îndrăznește în folosindu-se de liberul arbitru să o ia pe altă direcție. E, din momentul acela se întâmplă ruperea aceea și mai mult cu niște efecte dezastruoase nu numai pentru el, dar și pentru cei din jurul lui. Și aici vreau să discutăm puțin ce se întâmplă, cum vezi tu lucrul acela în care oarecum Dumnezeu îți dă o anumită direcție și când zic asta, poate se întâmplă în tot felul de moduri, inclusiv moduri miraculoase, nu știu, să... Da? La el a fost un mesaj clar. Totul să te opui conștient, da? Vorbim de o poziție conștientă și cu niște efecte care le știm cu toții. Da. Cred că înainte ca Dumnezeu să dea direcții, Dumnezeu lasă principii. Și Dumnezeu, zic din nou, ține de cunoașterea Lui. Că Iona spune în final, eu am știut, tocmai pentru că am știut că ești un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător, am știut că o să te înduri de ei și dacă se pocăiesc, dacă se întorc, dacă am știut că o să ierți, am știut lucrurile astea despre tine. Dar nu degeaba, în foarte multe locuri din Scriptură, ni se vorbește despre a ne păzi inima, păstra curat și neîntinat locul din care ies izvoarele vieții. Pentru că toate direcțiile în care o luăm pornesc cu putere de aici. Dacă gândul, ceea ce adun, și o să dezvolt lucrul ăsta dacă va fi momentul un pic mai încolo, ceea ce adun determină ceea ce caut. Ăsta e un principiu pe care l-am învățat cu mult timp în urmă și l-am testat ca fiind adevărat în orice situație. Ceea ce adun determină ceea ce caut. Dacă în inima mea, cum a făcut Iona, a adunat resentimente și prejudecăți față de un popor, și nu era vorba doar de el, că era vorba de un spirit naționalist pe care poporul evreu îl avea față de neamuri, și acum, să fim sinceri, ninivenii erau cunoscuți pentru cruzimea lor, pentru, deci aveau toate prerogativele ca să sfârșească cât de rău se poate. De asta Iona se și așează cumva la un fel de spectacol. Se gândea că va fi Sodoma și Gomora reloaded peste ei și a zis, măcar dacă Lot a plecat, să rămân eu cu spectacolul și să văd eu spectacolul. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că ceea ce i s-a descoperit lui Moise în momentul în care Domnul a trecut prinaintea lui și a zis, bun, îndurător, mă îndur de cei care se întorc până la... Lucrul ăsta l-am văzut întâmplându-se despre Dumnezeu și acolo a fost vorba, despre priorități, ce a fost pentru Dumnezeu înainte. Îi și spune Domnul, tu te superi pentru un cucurbete pentru care n-ai făcut absolut nimica, într-o zi s-a ridicat, într-o zi s-a uscat. Și eu pentru 120.000 de oameni, în afară de fără minte, în afară de vite și de toate celelalte, eu să nu mă îndur, să nu le dau o șansă, să nu le dau încă o șansă. Sigur, aici e un lucru care ne pune în uimire și anume încăpățânarea omului lui Dumnezeu, slujitorului lui Dumnezeu, de a se duce și de a împlini chiar planul lui Dumnezeu.
Cred că în momentul în care inima lui Dumnezeu se intersectează cu inima noastră, ceea ce simte Dumnezeu trebuie să simte și inima noastră. Am fost deseori, și acum vorbind despre slujire, despre lucrare, deseori suntem puși între a alege în momente urgente sau în momente lucruri importante, lucruri care ne vin cumva și ni se par corecte în momentul respectiv. Simt însă de multe ori și au fost situații în care am simțit că inima lui Dumnezeu este într-o altă parte. Primul instinct, primul impuls care mi-ar fi venit ar fi fost într-o anumită direcție. Dar pentru că am simțit că inima lui Dumnezeu este într-o altă și de obicei este lângă oameni, inima lui Dumnezeu este pentru lucruri care cresc, pentru lucruri vii, pentru lucruri care rodesc și pentru lucruri care lasă ceva în urmă. Cumva aici văd această tensiune. Undeva s-a produs o defazare și pentru că Dumnezeu lucrează pe multiple planuri, în timp ce a lucrat în viața ninivenilor prin un Iona frustrat, a lucrat în viața lui Iona prin așa de multe circumstanțe și lucruri. Acum, dacă lucrul ăsta s-a soldat cu o pocăință a lui Iona, nu știm, pentru că textul rămâne acolo. Asta e pentru Dumnezeu și poate, cine știe, vreodată pentru noi să aflăm. Dar sunt lecții și de acolo extrem de multe de luat. La un moment dat mi-aduc aminte când omul lui Dumnezeu primește, mi-aduc aminte de ceea ce au făcut cârmacii, s-au dus să se roage și la un moment dat îl trezește pe Iona, omul lui Dumnezeu, și spune, roagă-te și tu la Dumnezeu. Deci când omul din lume, necredincios, îl spune, roagă-te și tu la Dumnezeul tău. Deci creștinul, pocăitul, da? Omul care are o relație cu Dumnezeu, este tras de urechi de ceilalți necredincioși și se spune, omule, ce stai? Roagă-te, dacă tot ești. Roagă-te și tu la Dumnezeul tău. Și până la urmă, el face lucrul acesta, da, și le și dă soluție ce să facă astfel încât să fie salvați. Și până la urmă, eu cred că Iona și-a învățat lecția aceasta a voiei lui Dumnezeu și întâmplarea are un final fericit, pentru că Ninive se pocăiesc până la urmă și asta este un lucru extraordinar. Mai ales că erau neamuri. Într-adevăr, era și o chestie naționalistă. Știam că harul și, de fapt, pocăința și relația cu Dumnezeu este doar a poporului evreu și nu a neamurilor. Noi folosim de multe ori expresia ac pentru cojocul celuilalt. Cred că în funcție de personalitatea noastră și de nivelul nostru de încăpățânare sau de putere de a accepta voia lui Dumnezeu, Dumnezeu are metodele lui de a aduce voia sa în viața noastră. Ți-aduce aminte de Petru. Au fost între ucenici câțiva și acolo te poți vedea foarte bine personalitățile și modul lui Dumnezeu de a lucra. Niciodată n-a fost nevoie de mustrarea de care Petru a avut parte în dreptul lui Ioan. Lui Ioan, din câte țin minte, o singură dată Domnul i-a spus, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. În momentul în care el împreună cu fratele lui a venit și au zis, să vrei să poruncim să cadă foc din cer, așa că... O singură, și Domnul i-a spus lucrul ăla. Omul a înțeles, nu, eu n-am venit să pierd suflete, ci am venit să le câștig. Dar când a fost vorba de Petru, Petru a avut mai multe etape, tocmai pentru că personalitatea lui a fost de așa natură. Cred că și Iona, încăpățânarea lui, lucrurile astea, Dumnezeu a lucrat până într-un mod, l-a dus așa pe drumul lui. Și pe Petru, într-adevăr, culminând cu viziunea pe care a avut-o, cu fața de masă coborâtă, cu animalele, de 3 ori repetată și în momentul respectiv, dar a fost momentul în care Petru a înțeles, momentul în care el mai apoi s-a dus, a înțeles lucrurile la un alt nivel, că e dincolo de ceea ce face Hristos, împărăția lui Dumnezeu, bun, împărăția lui Israel și ceea ce a fost cu poporul Israel a fost o etapă și o paradigmă. Biserica lui Hristos este deasupra popoarelor, deasupra istoriei, deasupra diviziunilor sociale, economice, intelectuale chiar, este mai mult decât atât și a fost nevoie. Dumnezeu i-a luat și aici văd, uite, răbdarea lui Dumnezeu, văd perseverența lui Dumnezeu, dacă pot să spun așa, în a duce, în a adânci voia în mintea omului așa, pe măsură ce el e gata cumva să urce la un alt nivel. Dar l-a dus, nu l-a lăsat până când n-a înțeles și a acceptat lucrul ăsta. Bun. Mergem la un al doilea lucru practic și anume vorbim despre voia omului, tânărului, hai să o luăm așa mai bine zis, atunci când la vârsta aceasta în care are de făcut câteva alegeri, fie că va trebui să facă alegerea legată de căsătorie, fie de o școală, fie de a pleca din sânul familiei. De obicei,
este foarte entuziasmat, foarte bazat pe sine și dorește oarecum să-și arate faptul că poate să facă anumite lucruri. De multe ori se întâmplă, asta mă uit inclusiv la mine, pentru că dacă mă uit în urmă și eu am trecut prin momentele acestea și de multe ori am văzut că lucrurile pe care eu am crezut că sunt bune și fac parte din planul meu, de fapt au fost niște, să spunem, niște eșecuri, lucruri care Dumnezeu le-a taxat, m-am plimbat pe aici pe acolo, am trebuit să pierd niște timp și bineînțeles după ani de zile, uitându-mă în urmă, zic, e mai bine că a fost așa, că altfel cine știe ce s-ar fi întâmplat. Acum, tu ai discutat de foarte multe ori cu tinerii, ca păstor, ai avut de-a face cu discuții provocatoare pe tema aceasta, mai ales că se întâmplă în orică noi deja să avem o voia noastră, un plan al nostru, să încercăm să-l punem în practică și să obținem și viza de la Dumnezeu și ștampila de aprobat din partea lui Dumnezeu. Cum ți se pare, dacă e o problemă practică? Este extrem de practică și la biserică și la școală și în alte locuri. Am întâlnit lucrul ăsta, m-am întâlnit personal cu ele. De obicei acum, ordinea este în felul următor. Gândurile mele, planurile mele și mai apoi vin și spun, Doamne, exact cum ai spus, pui și tu ștampila pe hârtia asta, pe planul ăsta, ca să am și girul tău. Ce văd aici este că Dumnezeu aduce în jurul nostru și aduce chiar în jurul tinerilor faptul că au avut posibilitatea să vorbească într-un context în care Scriptura era pe masă, în care rugăciunea era la îndemână, într-o comunitate care practica căutarea voii lui Dumnezeu, e un har din partea lui Dumnezeu. Acum, greșelile pe care noi le facem, cred că într-o oarecare măsură sunt permise de Dumnezeu pentru că sunt factori formatori pentru noi. Ne formează în ceea ce înseamnă, poate, în a înțelege ce înseamnă să depindem până la urmă de puterile noastre. Avem exemple foarte multe în Scriptură, când omul s-a încăpățânat și a zis, nu, prin puterea mea, și Dumnezeu a zis, bine, prin puterea ta. Și omul a ajuns la capătul puterilor, a dat cu capul de un prag destul de puternic și într-adevăr s-a smerit și a venit înaintea Domnului și a spus, Doamne, am greșit, am crezut că sunt mai bun decât sunt, într-adevăr sunt nimic, mă pocăiesc înaintea ta și vreau să caut voia ta. În ceea ce privește partea aceasta de alegeri ce țin de viața de zi cu zi, cred că o relație zilnică cu Dumnezeu este cheia înțelegerii voii lui Dumnezeu. Știu că lucrul ăsta sună pentru mulți deja așa cumva a trecut pe lângă urechi, dar nu pot să mă aștept ca în fața unei probleme să apelez la Dumnezeu ca la 112. Exact. Când am o problemă, când am urgență, am deschis Scriptura unde se deschide, mai ies și cazurile alea ridicole în care deschid la niște versete care m-ar îndemna mai degrabă la rău decât la... Da, dar să pot să deschid așa. Cred și am văzut lucrul ăsta și din experiență, spun, și din viața multora pe care citim și cităm. O viață trăită cu Dumnezeu zilnic și citind cuvântul lui Dumnezeu, aprofundând cuvântul, ne ajută să înțelegem voia lui Dumnezeu. Pentru mine, în momentele critice, și am fost în multe momente critice, îți spun, Cătălin, dacă atunci aș fi fost extrem de disperat, dacă atunci ar fi trebuit să apelez la Dumnezeu și să zic, Doamne, nu, acum Tu arată-mi. Îți sunt convins că ce s-ar fi întâmplat ar fi fost voia mea sau ce aș fi crezut eu că e un pic mai spre voia lui Dumnezeu. Pacea în inimă însă, am găsit-o în momentul în care am știut că vin pe baza unei trăiri, unui astfel de mod de a căuta. Cred că mult contează și comunitatea. Acum, în viața tinerilor, lucrul ăsta este destul de departe de interesul lor, mai ales când vine vorba de părinți, când vine vorba de... Sunt gata să ia de la diferite modele și de asta părinții mai îndrumă, du-te la păstor, du-te la unii la alții, că de la ei o să ia. Și într-adevăr, unii iau, dar comunitatea... Vezi, spunea cineva cu înțelepciune că o minoritate care învață din istorie este condamnată să repete istoria împreună cu cei care nu învață. Știi? Și atunci, cine nu se uită la, totuși și ascultă de părinții care au trecut și ei prin ale lor și au învățat și vor tot mai bine să lase copiilor,
e destul de greu să facă un pas important în față. Da, este o lecție dură pe care de obicei copiii, tinerii o învață să în primul rând să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Știu, când ești tânăr, ai, să spunem, tot viitorul în față, ești oarecum bazat pe propriile forțe, încerci să muți munții cu propriile forțe, ești antrenat și de cei din jurul tău, dar există lecția aceasta de viață pe care fiecare dintre noi o învață uneori destul de dur, că până la urmă nu tot ce zboară se mănâncă și până la urmă Dumnezeu este suveran și îl știe mai bine ce este bine pentru noi. Într-adevăr, este și conflictul dintre generații, mai ales conflictul acesta dintre părinți și copii, se vede și uneori păstorii sau alți membri ai comunității au mai multă intrare la inima tânărului decât părintele. Vreau să mergem puțin și la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Acum noi suntem creați de Dumnezeu, suntem în contextul acesta, trăim în România. Numai dacă ne uităm în țara noastră la ceea ce se întâmplă și mai ales dacă stăm de vorbă cu oameni care nu cred în Dumnezeu, oameni care sunt indignați de ceea ce se întâmplă, bine, cum poate Dumnezeu în voia Lui, da, în bunătatea Lui, în suveranitatea Lui să permită lucrurilor, să spunem, atât de rele să se întâmplă, știi? Inclusiv accidente, morți premature, știi? Oamenii care încearcă să argumenteze oarecum necredința lor găsesc tot felul de subiecte. La nivel mondial poate sunt și mai multe, cu siguranță sunt, da, despre ceea ce se întâmplă. Și atunci ajungem la capitolul acela care spune că Dumnezeu, noi știm voia lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu vrea nimeni să moară fără să fie mântuit. Dar totuși lasă pe om și nebunia lui, omul face ceea ce face. Și practic Dumnezeu lasă pe om să facă ceea ce crede. Dumnezeu, fără să-și piardă, bineînțeles, din calitățile lui dumnezeiești. Uite, un răspuns care pentru mine a fost extrem de liniștitor a fost când am înțeles că o dragoste de plină presupune o libertate de plină. Adică atunci când Dumnezeu iubește într-un mod de plin omul, îi dă libertatea să-și aleagă, nu-i doar așa o păcăleală, că își alege, știi, ai dreptul să-ți alegi din trei jucării astea două sau asta una. Nu, ai dreptul să alegi și ceva ce ți-ar face rău. Adică ne-a dat împreună cu lucrul ăsta înțelepciune, ne-a descoperit, lucrul ăsta e fantastic, dar faptul că avem dreptul să alegem este cea mai mare dovadă, cea mai puternică, una dintre cele mai puternici dovezi ale dragostei lui Dumnezeu. Sigur, dreptul de a alege și mai apoi posibilitatea de a alege binele, pe care, așa cum ai spus la început, o avem prin Hristos. Că noi oricât de mult am fi vrut, nu? Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, ca să vadă dacă e cineva priceput să caute pe Dumnezeu. Nu-i nimeni, n-a găsit pe nimeni, până când în Hristos ni s-a deschis ușa aceasta. Ce cred eu este că atunci când vine vorba de voia lui Dumnezeu, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem, care ne ridică un pic înțelegerea de la nivelul acesta minimal, și anume, cred că Dumnezeu are în vedere ceea ce avem, nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem. Pentru că, în general, oamenii se uită și exact obiecțiile pe care le-ai spus, plus adăugăm multe altele. De ce Dumnezeu, dacă asta e voia lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu ar... Dumnezeu, de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea? De ce eu pierd, altul câștigă? Și frământările din Psalmul 10, Psalmul 73 al lui Asaf, Habacuc 3 și alte locuri din Scriptură. Nu? Ce am înțeles eu din Scriptură și mai ales din cuvintele Domnului Hristos este că Dumnezeu are în vedere nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem. Și dacă îți aduci aminte din Romani, capitolul 8, toată lumea e bucuroasă, entuziasmată, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, celor ce sunt chemați după voia Lui. Dar versetul 29 spune ca să fim asemenea chipului Fiului Lui Hristos, ca noi să se formeze chipul acesta Lui Hristos. Paradigma se schimbă, imaginea se schimbă. Păi Hristos n-a fost numai, El a părăsit, spune, n-a considerat ca să fie deopotrivă cu Tatăl ca un lucru de apucat, ci s-a smerit, a suferit. Cine trece, cine vrea să fie, da, pe urmele Lui, trece, suferă. Mai mult decât atât, aduți aminte de pilda talanților sau polilor. Ideea este tot aceeași. Sunt niște oameni cărora le-a fost încredințat un anumit lucru, un anumit dar, un anumit procent din ceea ce stăpânul a considerat de cuvință pentru ei.
Fiecare a dus înapoi, în afară de ultimul care a îngropat darul, fiecare dintre ei a dus înapoi dublul ceea ce i s-a oferit. Ți-aduce aminte ce a spus stăpânul în momentul în care ei au venit? Care au fost cuvintele cu care i-a întâmpinat? Dacă a spus ceva de bani sau dacă a spus ceva de lucrurile astea, rob a spus credincios. Așa, bine, rob, bun și credincios. Ceea ce îmi dă mie de înțeles, vino, ai fost așa, peste puține lucruri, vei fi peste multe lucruri, credincios în puține. Ceea ce îmi spune mie, sigur nu doar de aici, dar și din alte părți, că Dumnezeu avea în vedere, că stăpânul avea în vedere ceea ce s-a format în ei mai mult decât ceea ce au adus ei din mâinile lor. Bunătatea și credincioșia. Și dacă ți-aduci aminte tot din Proverbe, din capitolul 3, să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale, ele îți vor da o minte sănătoasă, un trup sănătos, înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. Sunt lucruri de valoare. Imaginea stăpânului oglindită în rob. Nu doar profitul, nu doar să avem succes aici pe pământ. Acum asta se caută. Succesul, exact. Vizibilitate, mulțimi, lumini, zgomot, lucrurile astea. Dumnezeu are în vedere ceea ce se formează în noi. Ce se formează în noi? Imaginea lui, imaginea stăpânului. Când robul care era voia lui, care a fost voia stăpânului cu pilda robului nemilostiv, mă gândesc. Nu a fost ca să ducă și el mai departe iertarea de care a fost făcut parte, știi? Deci, voia lui Dumnezeu este nu în dreptul lucrurilor pe care le avem, ci în ceea ce suntem. Și aici trebuie să fie o mare liniștire pentru cei care n-au mult. Pentru cei care s-au născut în condiții sărace, în condiții vitrege, mai sunt ei partea planului lui Dumnezeu? Bineînțeles că sunt. Că Dumnezeu, nu, despre Lazar spune că și-a ales partea săraca a lucrurilor. Bogatul a rămas cu, dar el și-a ales. În detrimentul a ce? Poate că în detrimentul a fi, știi? Într-o lume coruptă a zis, măi, mai bine mai puțin și cu pace decât mult și cu... Și mă gândesc la lucrul ăsta. Mai mult decât atât, cred că Dumnezeu, mai mult decât orice, n-are în vedere lucrurile de aici, deși lucrăm în lucrurile de aici, ci cele viitoare. Adică ceea ce spune Scriptura, că cine are nădejdea aceasta în el, nădejdea revenirii lui Hristos, se curățește. Noi trebuie să avem în vedere. Petru a înțeles lucrul ăsta și a dorit foarte mult împărăția de aici. Și la un moment dat, ți-aduce aminte ce spune el în epistolă, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Știi? Voia lui Dumnezeu, nu cu privire la lucrurile de aici, ci cu privire la lucrurile viitoare. Iată, o imagine care poate ne aduce un pic de liniște, o altă perspectivă. Așa este și chiar aș vrea să încheiem în tonul acesta liniștitor. Practic, încheiem tot așa, într-un mod plin de nădejde. Ne apropiem de încheiere și aș vrea totuși să ne gândim și la o soluție. Noi știm că soluția este Domnul Hristos, dar sunt oameni care sunt în, să spunem, în casa Domnului, în biserică. Sunt oameni care au pierdut direcția sau voia lor a fost uneori mai puternică decât voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a lăsat să aleagă așa cum doresc. Și mă gândesc că cam ce soluții am avea astăzi, vorbind de soluții din Sfânta Scriptură, astfel încât să aliniem voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Știi? Dacă cumva această voie între timp a fost pervertită de cel rău. Ce aș putea spune acum este să pornim cu finalul în minte. Adică ce ar vrea Dumnezeu să devin eu? Dacă mă gândesc la lucrul ăsta, ridicându-mă un pic de aici, uit la mine, bun, am fost atâta timp, să zic, pendulând într-o parte sau într-alta, când în voia lui Dumnezeu, când în voia mea sau mai mult în voia mea, ce am adunat? Mă uit la ceea ce am adunat și am spus principiul ăsta, ceea ce adun determină ceea ce caut. Mă uit la ce am. Fac o listă cu lucrurile pe care le am. Mai mult decât atât, poate chiar cu ceea ce am sacrificat pentru ca să le am. Și așa un pic într-o balanță cât de mult s-a meritat, ce am pierdut în timp ce am avut lucrurile astea. Pentru că de obicei este o conștientizare a planului inițial. Când omul începe viața de credință, are în el și în dragostea aia din tâi și în felul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, darul pe care și-l descoperă, își cam dă seama în ce direcție îl cheamă Dumnezeu sau ce vrea să formeze Dumnezeu în el. Pe drum, pe parcurs, așa cum s-a întâmplat în viața multora, se pierd lucrurile astea. Sfatul Scripturii și în dreptul bisericii, dacă ți-aduce aminte în Apocalipsa, pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale din tâi și la dragostea
din tâi. Cumva cred că o astfel de oprire, un moment de oprire, de analiză, de cercetare înaintea lui Dumnezeu și exact accentul pe lucrurile astea. Doamne, nu ce vrei să am, ci ce vrei să devin. Pentru că ceea ce am s-ar putea să încurce și să blocheze ceea ce vrea Dumnezeu să devenim. Și atunci cred că lucrurile de acolo, pornind de unde trebuie, lucrurile se vor așeza încet, încet. Bun, este foarte bună soluția asta, clar, este o soluție scripturală, dar vine în momentul în care tu singur îți dai seama de problema în care te afli, de situația, să spunem, de depărtare de Dumnezeu în care ești și poți oarecum singur să realizezi și să iei o asemenea decizie, să te aliniezi la voia lui Dumnezeu, să te duci înapoi, să cauți, să pui în balans ceea ce ai pierdut și ceea ce ai câștigat. Dar sunt cazuri în care oamenii sunt atât de depărtați, pur se deraiază atât de mult de la direcția aceasta, încât nu mai conștientizează. Și acum vorbim despre forța comunității și vreau să vorbim puțin și despre ceea ce putem face noi pentru cei care suntem, să spunem, în contact cu oameni, cu frații noștri, oameni, să spunem, prinși de război, da? pe care știm, fiecare dintre noi avem oameni care poate au fost împreună în aceeași luptă cu noi, au fost pe aceeași bancă în biserică și astăzi nu mai sunt împreună cu noi. Lumea aceasta cu, să spunem, cu ghilimele de rigoare, bunătățile, cu luminile și cu mulțimile, cum ai zis tu, le-a luat direcția, i-a deturnat de la direcția către împărăția cerurilor și le e greu să discearnă singuri și mai ales să se ridice singuri. Cam care ar fi, cam ce ar trebui să facă comunitatea, biserica, păstorul, știu eu, bineînțeles, tot după Sfânta Scriptură, și care ar trebui să fie atitudinea? Cu dragoste sau știu eu? Cred că Dumnezeu își descoperă voia prin Duhul, prin cuvânt și prin comunitate. Comunitatea a fost chemată să fie lumină, să fie sare, adică să lumineze și pentru cei din lume și în același timp să fie un loc primitor și pentru fiii risipitori, pentru cei care la un moment dat se vor întoarce. Sigur, este chemată să aibă bună mărturie pentru ca în ziua cercetării oamenii să vină, să recunoască, să slăvească pe Dumnezeu, dar în același timp, enclavizarea asta de care avem, din păcate, așa de multă parte în lumea întreagă, nu doar în țara noastră, a afectat exact locul ăsta. Sunt așa de mulți oameni care suferă și mentalitatea de obicei este de genul, dacă a plecat să fie bun plecat, el a avut șansa, a avut... Nu-l văd pe Domnul Hristos spunând așa ceva. Îl văd pe el mergând, îl văd pe el lăsând, exact ca și în pildă, lăsând celelalte și mergând după oaia respectivă, după oaia pierdută. În momentul în care simțim că am făcut tot ce ține de noi, ca cineva să fie câștigat, să fie reîntors, atunci putem să ne liniștim. Dar până atunci, cred că Dumnezeu pune pe inima noastră și trebuie să fie o prioritate. O prioritate asumată de biserică, nu așa un proiect de lăturalnic pentru care ne mai rugăm din când în când, când vine timpul pe calendar. Cred că trebuie să fie o prioritate și probabil că multe lucruri s-ar dezlega și s-ar debloca chiar în frământările din comunitățile noastre, dacă preocuparea noastră ar fi pentru cei pierduți. Când preocuparea noastră, spun lucrul ăsta și concluzionez, când preocuparea noastră este preocuparea lui Dumnezeu, adică pentru cei pierduți, Dumnezeu împlinește și rezolvă celelalte lucruri. Căutați împărăția, neprihănirea lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care așează toate celelalte lucruri, dacă inima noastră e unde e inima lui. Atunci cred că este binecuvântare și voia lui descoperită comunității. Suntem chemați să trăim împreună, să priveghem, să ne uităm unii la alții, să ne atragem atenția, bineînțeles, cu dragostea lui Hristos, fără a face mai mult rău. Știi? Până la urmă, trebuie să iubim pe cel căzut, să-l ridicăm și împreună să ne ducem către veșnicie. Ștefan, extraordinară discuția noastră. Aș vrea să trage o concluzie așa generală despre subiectul nostru din seara aceasta, un sfat, un verset, ceva ce Dumnezeu spune pe inimă acum la încheiere. Sigur, mă gândeam exact la aspectul acesta, când vine vorba de voia lui Dumnezeu, numai voia lui are capacitatea să integreze perfect fiecare colț al vieții noastre. Când sunt în voia lui, fiecare colț al ființei mele este integrat, este liniștit, este la locul lui. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Slavă Domnului! Amin! Așa să se facă voia lui Dumnezeu în viețile noastre, să înțelegem, să punem în aplicare și să veghem, într-adevăr, unii asupra altora, astfel încât împreună să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiunea noastră. Te mai așteptam și la o altă ediție. Până atunci ne rugăm pentru tine, stăm aproape, Dumnezeu să te binecuvânteze lucrarea pe care o faci și mai mult Dumnezeu să-ți dea putere să rămâi în voia lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc foarte mult. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați ales să petreceți împreună cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!